O să fac apel acum la început de meditație sărbătorească, la o imagine duioasă și la îndemâna noastră în sensul unei experiențe pe care măcar odată în viață cineva a avut-o. Și mi-este și foarte proaspătă în minte această imagine la care voi face referire. Când tatăl pleacă de acasă, copilul se întristează și nu de puține ori își manifestă sentimentele pe de-a dreptul și plânge, pentru că deja simte durerea despărțirii când, la un moment dat, părintele său trebuie să ajungă într-un loc și să lipsească măcar o vreme de acasă. Și gesturile sale sunt în consecință intense, pline de candoare, dar și pline de durere în același timp. Și ne și imaginăm, tată, nu pleca, rămâi, rămâi acasă, rămâi cu noi, rămâi cu mine. Pentru cândva este o imagine emoțională, cea la care am făcut apel, însă se poate suprapune bine și foarte bine peste evenimentul de astăzi, așa cum este descris fie în Faptele Apostolilor, adică în textul de la lectura, prima lectură de astăzi, fie în Evanghelia după Luca, acolo unde ni se vorbește despre înălțarea Domnului la cer. Asemenea unui părinte este însoțit de copiii săi, de ucenicii săi. Și zicem lucrul acesta, copilăria nu se vede doar la nivel de vârstă, ci se vede și la nivel de comportament și uneori de neînțelegere. Pentru că copii suntem atunci când nu înțelegem sau oricum când încercăm să trăim cele ale împărăției, însă sunt prea grele pentru noi, sunt prea complicate pentru noi și atunci e nevoie de un efort sau e nevoie să ieșim din modul nostru obișnuit de a gândi lucrurile. Și ce face Domnul? Își ia pe copiii săi, pe ucenicii săi și îi duce în apropiere de Ierusalim, în Betania. Și acolo se întâmplă două momente importante, iarăși cu care suntem obișnuiți în prima imagine pe care am folosit-o, nu? Înainte să plece părintele, ce face? Stă la masă cu copiii săi. Se bucură de ceea ce se întâmplă acolo. Le vorbește încă o dată. Îi lămurește încă o dată. Domnul își aduce copiii, își aduce pe ucenici la masă împreună cu el. Și se bucură de această comuniune, care este forma cea mai intensă de comuniune dintre părinți și copii. Masa. De aceea e atât de importantă. Și stând la masă, le mai povestește încă o dată despre ceea ce este important în viață, mai ales dacă e vorba să lipsească o vreme mai îndelungată. Așa face Domnul, le spune ucenicilor că toate trebuiau să se întâmple. Să vină, să se întrupeze, să fie răstignit, să învieze și acum chiar să se înalțe la ceruri. Le explică încă o dată, făcând sinteză la tot ceea ce s-a întâmplat în cei 3 ani, ca să-i lămurească și să nu fie foarte triști. Dar nu așa face și părintele când pleacă de acasă. Îi zice copilașului, fii liniștit, uite, eu te-am învățat ce ai de făcut, asta, 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 până când mă voi întoarce. Va trebui să plec, dar mă voi întoarce. Și explică în felul acesta pentru ca despărțirea să nu fie atât de grea, să nu fie atât de dureroasă. Zic, îi dă aceste învățături, stând împreună cu el la masă, luându-l pe genunchi și zic în sensul, în chipul acesta simbolic, luându-și Domnul pe ucenicii săi, în inima sa, în brațele sale, mângâindu-i în acest moment de despărțire. Pentru că așa este descris în Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o. Despărțire. Despărțire. Iar în acatistul pe care l-am săvârșit înainte de liturghie, am repetat de nu știu câte ori, Iisuse, să nu ne lași pe noi singuri. Deci conținutul sau ceea ce se vede din acest eveniment este despărțirea, zic, care nu este ușoară. Nu este ușoară. Dar, în cazul acestei despărțiri, evanghelistul Luca adaugă acest cuvânt. Ei s-au întors înspre Ierusalim bucurându-se. De ce? Pentru că, în primul rând, au avut parte de această masă frumoasă a comuniunii împreună cu părintele lor, împreună cu învățătorul lor, împreună cu Domnul Hristos și pentru că Domnul Hristos încă o dată le-a mai explicat cum stau lucrurile și ce e de făcut
le-a lăsat un testament și le-a mai zis ceva. Mă voi duce să vă pregătesc loc. Dar mai mult, în fragmentul apostolic, ni se spune acolo că glas îngeresc le-a spus, nu fiți strinși, galileenilor, că cel pe care îl vedeți acum înălțându-se, precum îl vedeți înălțându-se, așa va veni înapoi. Și zic, iarăși fac referire la acea imagine. Părintele care pleacă, dar îi spune copilului, nu te necăji, voi lipsi o vreme și apoi voi reveni. Dar acum între timp, ce se întâmplă între timp? Și aici e foarte important. Și acest între timp îl vom lămuri în două direcții. Ce se întâmplă între timp până când se va întoarce Domnul din perspectiva Domnului? Și zice mai ales două lucruri foarte importante. Primul l-am anunțat deja, l-am anticipat deja. Zice Domnul, mă duc să vă pregătesc loc. Mă duc să vă pregătesc loc. Și noi știm din alt cuvânt al Său, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Ce face Domnul? Ne pregătește loc în împărăția Sa. Se duce și face lucrul acesta în multe încăperi. Ce înseamnă aceste multe încăperi? Că ne pregătește la fiecare în parte și că noi, vedeți cât suntem de diferiți. Unul are o profesie, altul are altă profesie, unul gândește într-un fel, altul gândește altfel. Nu ne pregătește Domnul, iertați-mi exprimarea sub chipul acesta, dar cum s-a întâmplat în istoria noastră dură, nu ne pregătește o hală în care să ne introducă pe toți la întâmplare, în care să trăim toți într-o formă uniformă și grea, ca și când toți am fi la fel, ci ne pregătește camere. Adică ne pregătește un loc pentru fiecare în parte în funcție de ceea ce suntem. Vedeți că și sfinții în calendarul nostru și la Sfânta Liturghie pomenim sub nouă cele cete, sub forma celor nouă cete, nu sunt toți la fel. Unii sunt îngeri, alții sunt martiri, mucenici, cum îi prăznuim noi astăzi pe eroi, alții sunt apostoli, alții sunt profesori, alții sunt, mai știu eu ce mai sunt, până și bucătari, oameni simpli, agricultori, de toate categoriile. Asta înseamnă că Dumnezeu ne pregătește în locaș acolo în împărăția Lui. Ne pregătește Hristos locaș în împărăția cea cerească, în funcție de ceea ce suntem. Și cum traduc lucrul acesta? Dumnezeu ne cinstește în funcție de locul și misiunea pe care am avut-o în această lume. Pentru că în această lume, dacă fiecare om, în locul în care l-ar pune Dumnezeu, și-ar face misiunea cu responsabilitate, cu frică de Dumnezeu și cu rușine de oameni, asta ar însemna că își câștigă o cămăruță acolo în împărăția lui Dumnezeu, care este a sa și nu este pur și simplu la grămadă cu ceilalți, nu în sensul că nu ne cinstește pe toți împreună, ci că ne cinstește într-un mod deosebit pe fiecare în parte, zic încă o dată, în funcție de ceea ce suntem noi, în funcție de ceea ce am putut noi face în lumea aceasta și am făcut. Așadar, ne pregătește loc. Și ce mai face Domnul între timp? Mijlocește pentru noi. Pentru că El este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Hristos Iisus, așa ne spune Sfântul Apostol Pavel. Mijlocește. Ce înseamnă să mijlocească? Înseamnă să meargă cu trupul Său plin de răni, cu trupul Său răstignit și să-L arate Tatălui din cerul și să spune, pentru poporul tău, pentru popor m-am răstignit. Pe niciunul n-am pierdut, decât numai pe Fiul Pierzării. Adică cine este Fiul Pierzării? Cel care sub nicio formă nu vrea să urmeze lui Hristos. Cel care sub nicio formă nu vrea să se pocăiască și să se întoarcă la viața bisericii, la viața în Duhul Evanghelic. În schimb, Hristos, zic, cu trupul Său răstignit, cu cuiele în pălm, cu semnul cuielor în pălm și cu toate suferințele sale, se înalță la Tatăl ca să dea mărturie despre dragostea pe care a arătat-o față de noi, față de fiecare în parte. Ultimul om din lumea aceasta, în ierarhia omenească, primește dragoste totală din partea lui Dumnezeu. Pentru că la el nu se dă cum dăm noi oamenii, măsurat și în funcție de cel care stă în fața noastră. Domnul își arată dragostea față de noi, totală, de plină și deodată față de fiecare în parte. Și de aceea mijlocirea este pentru întreg neamul omenesc, dar în același timp este pentru fiecare în parte, până când va veni momentul să ne ducem acolo în împărăția Lui și să ne arate cămăruța pe care ne-a pregătit-o și nouă în funcție de ceea ce am fost și ceea ce am încercat să facem în această lume.
Așadar, pe de o parte, timpul între ce înseamnă din perspectiva Domnului, înseamnă mijlocire și înseamnă că ne pregătește un loc acolo până la momentul în care ne va chema la El. Iar din perspectiva omului, din perspectiva apostolilor, din perspectiva noastră, ne spune Evanghelia. Ucenicii s-au întors în Ierusalim bucurându-se și ce făceau? Petreceau în templu neîncetat, lăudându-L și binecuvântându-L pe Dumnezeu. Și acum facem această lămurire. Când pleacă cineva departe și ți-e dor de acea persoană, ce faci? Îl pomenești neîncetat. Îl pomenești neîncetat și când îl pomenești neîncetat, inima ți se umple deodată și de duioșie, dar și de bucurie. Pentru că îl pomeni pe cel care a plecat și îl dorești să revină înapoi, înseamnă o formă de prezență. Înseamnă că El este în viața ta, în inima ta, în lăuntrul tău. Ce au făcut ucenicii? L-au lăudat și l-au binecuvântat pe Dumnezeu în inimile lor, neîncetat în templu. Și felul acesta Hristos a fost prezent în lăuntrul lor. De aceea era bucurie. De aceea despărțirea nu semna tristețe. Însemna mai degrabă duioșie împreună cu bucurie. Pentru că atunci când chemau numele Lui, atunci Hristos era prezent în inimile lor. Și asociem și noi cu viața noastră. Cum poate omul să fie bucuros așteptându-L pe Hristos? Lăudându-L și binecuvântându-L în inima sa. Asta înseamnă a avea un duh de rugăciune, a chema numele Lui Dumnezeu neîncetat. Și când numele Lui Dumnezeu se cheamă neîncetat, El se odihnește în lăuntrul nostru. Și odihnindu-se în lăuntrul nostru, devine o prezență constantă și permanentă. Și cine are pe Hristos în inima sa, El este un om bucuros. Este omul bucuriei. Acesta este gândul pe care îl asociez sărbătorii de astăzi și îl fac părtășie cu dumneavoastră zicând încă o dată. Sărbătoarea Înălțării Domnului este una a despărțirii, dar a despărțirii bucuroase. Pentru că Hristos a dus ca să ne pregătească loc, pentru că Hristos acolo sus mijlocește pentru noi până în momentul în care vom ajunge și noi să ne întâlnim cu El, iar în același timp, partea a doua sau partea noastră, noi îl trăim pe Hristos ca o prezență, ca un dor, ca o odihnă în inimile noastre, chemând numele Său neîncetat, lăudându-L și binecuvântându-L în inimile noastre. Amin.